Bine v-am regăsit la tablou de viață. Înainte de toate, trebuie să vă spun că astăzi mă simt extraordinar într-un decor foarte, foarte plăcut, oferit de Delia, de la Deco Interior. Deca Interior. Deca Interior. Și alături de mine este artistul plastic Mihaela Sorugiu. Bună ziua, Mihaela, și mulțumesc foarte mult că ne-ai primit undeva în mediul tău. Da, bine ați venit. Mă bucur din suflet că ați reușit să ajungeți. Și am dorit foarte mult ca acest interviu să-l facem aici, pentru că întotdeauna găsești foarte multe povești și foarte multe lucruri frumoase, care întotdeauna reușesc să te inspire. Deci, poveștile care îmi plac mie foarte, foarte mult. Da, cum te-am anunțat când te-am invitat în emisiune, aș vrea să filmăm undeva în mediul tău. Mediul unui artist plastic ar fi de obicei atelierul lui, dar și aici e un loc care te reprezintă, pentru că sunt lucrările tale, pentru că colaborezi foarte bine cu Delia și pentru că tot ce aici se vede, în tot ce e aici, o părticică din sufletul tău, din sufletul ei, deci mulțumim, Delia, pentru decor. Mihaela, sunt foarte impresionată de culorile și de ce îmi transmit picturile tale. Cum reușești? Cred că e o chestie de talent, dar și de divinitate, pentru că poți să ai foarte multă școală, dar poți să n-ai niciun pic de talent în ceea ce faci. Și asta s-a demonstrat în foarte multe domenii, nu numai în artă. Și în afară de asta, cred că e un dar sau un har pe care mi l-a dat mie Dumnezeu. Am mai spus lucrul ăsta în fiecare interviu de-al meu, pentru că poți să fii cât de bun. Dacă nu ai acea sclipire pe care o ai de undeva, rezultatul este zero. Nu poți fi foarte perfect din toate punctele de vedere, mai profesional. Ce reprezintă sau cum ai traduce tu cuvântul artist? Artist înseamnă foarte multe lucruri. Înseamnă frumusețe, înseamnă inspirație, înseamnă nebunie, înseamnă curaj, înseamnă sacrificiu, în primul rând sacrificiu, pentru că nu poți să realizezi lucruri deosebite dacă nu renunți la ceva în detrimentul altui lucru pe care ți-l vrei sau vrei să-l obții, pentru că e foarte simplu să spui, sunt artist. Ok. Sunt foarte mulți artiști, dar sunt foarte mulți artiști care nu reușesc să supraviețuiască sau nu reușesc să trăiască sau nu reușesc să-și susțină pasiunea cu tărie și ceea ce au învățat. Și asta e un lucru foarte dureros. Și asta e pentru faptul că România, din punctul meu de vedere, încă nu este deschisă pentru artă. Îmi pare rău să o spun, dar arta este foarte prost promovată. Pentru că așa ne-am învățat. Cred că ne-am învățat, nu noi, neapărat noi ca persoane, adică toate, dar din foarte multe medii au acaparat piața de consum cu lucruri care se numesc cancanuri pentru mine. Și asta spune tot. Adică în momentul în care tu o expui pe Cutarescu și n-are nicio valoare nici într-un punct de vedere decât că are un milion de operații estetice și nu o spui despre nu știu ce persoană, am uitat cum o cheamă și îmi pare foarte rău despre tipa aceea care a descoperit acum de curând în America acea formulă pentru a evita cancerul și diabetul. Mie mi se pare niște lucruri anormale. Nu știu dacă am dreptate, dar sunt sigură că am. Spuneai de talent. Să știi că talentul, dacă nu e valorificat, dacă nu știi să-ți vinzi marfa, rămâne undeva într-un sertar. Dincolo de talent, eu observ la tine și ceva ce nu au alți artiști, acea capacitate de a te autopromova, de a te scoate în față, de a-ți vinde marfa, cum spunem noi, și faci foarte multe lucruri. Și în mintea mea sunt acum o mulțime de întrebări pe care aș vrea să ți le realizez, pentru că nu ești un artist așa clasic, da, ești venit de peste tot și de nicăieri, din multe medii, și ești așa o sumă a ce ți s-a întâmplat în viață, ce ai învățat, ce ai trăit. Și cum ești tu? Cum sunt eu? Tot tip așa cum o cunoști și cum știi că am rezolvat și am făcut foarte multe lucruri în viața mea. E adevărat, nu am fost întotdeauna un mare artist,
nici acum nu sunt ca șmenții, uh-huh. adică lucrul ăsta nu poți să-l spui tu personal. Asta să se vină și se vede în timp și în urma lucrărilor pe care le faci, a expozițiilor, a criticilor pe care le primești, etc. Titlurilor, uh-huh. lucrărilor uh-huh. și mai așa. Ce să zic, am pornit de jos ca fiecare, nu? Adică de jos. De jos înseamnă că nu pot. La început am fost... După facultate am fost un simplu agent de vânzări, consilier, etc. După ce am fost după director... După facultate, care prima facultate... Curs, da, prima facultate. Ce? Facultate de drept, din câte da, mi-aduc. Sunt licențiată în drept, dar pentru că am fost în tribuna și am văzut ce porcării se întâmplă, mulțumesc. Cine poate, n-are îmi de place cât. Că le zici așa. Dar nu pot. Deci acolo trebuie să fie atâta de... teatral și să mm-hmm. minți așa cu așa asemenea nonșalanță și să-i spui unui om că da, se rezolvă, se câștigă nu știu ce și după aceea îl minți așa. Păi acum e peste un an, e peste 3, peste 10, dar în 10 ani eu poate mor, nu știu deci ce nu, să zic. Deci nu te-ai regăsit deloc. Nu, nu m-am regăsit, în schimb ceea ce am învățat mi-a prins foarte bine. Pentru că am știut întotdeauna să-mi negociez foarte bine treburile, să le ordonez, să le pot construi și... contracta și negocia și promova din toate punctele de vedere, inclusiv juridic, și asta mi-a prins foarte bine. Pentru că și în meserile pe care le-am făcut după aceea, ca și director, de marketing, de vânzare, de promovare, de ce vrei tu, mie mi-a prins foarte bine. Pentru că cu ceea ce am eu pe partea de talent și cu ceea ce am învățat, am reușit să-mi construiesc singură toate evenimentele, ceea ce mi se pare fantastic. Adică eu mi-am dat seama de chestia asta abia acum, de curând, pentru că, uh-huh. în general, să dau un exemplu, când faci un congres al medicilor, da, unde ai 1000 de invitați și unde ai 2 hoteluri pline de oameni, unde trebuie să te ocupi de absolut totul, începând de la negociere, cazare, promovare, pliante, absolut, absolut orice. Partea artistică, cine vine, unde stă domnul profesor, nu știu ce. Uh-huh. Sunt foarte multe lucruri care urmează un tot unitar și care trebuie să iasă perfect. Și în momentul în care nu ești un foarte bun organizator, nu-ți iesă nimic. Și atunci, bine, eu sunt și foarte căpoasă așa, fiind capricorn și știu că dacă îmi pun ceva în cap, trebuie să iasă așa cum vreau. Deci chiar asta mă gândeam, reușește cineva să-ți spună nu? Să știi că nu. Să știi că nu. Și chiar când eram la facultate, lucram la Radio Vox 3 și mi se spunea femeia fatală, pentru că nu era nimeni care să o poată refuza. Indiferent ce aveam de făcut, interviuri, contracte de promovare, de publicitate sau mai știu eu ce altceva, donații sau strângeri de fonduri sau mai știu eu ce. Dar asta e un lucru bun, zic eu, nu? Absolut. De, de unde atât de multă energie să faci atât de multe lucruri și diverse totodată? Mă plictisesc repede și atunci trebuie să am întotdeauna mintea ocupată. Pentru că dacă n-am mintea ocupată, stau să mă gândesc la niște lucruri care nu și-au rostul. Și atunci, de-aia am și ales chestia asta de artist plastic, pentru că cred că e mai mult invers, m-a ales ea pe mine, pentru faptul că mă plictisesc repede. Am fost director câțiva ani. Mă, frate, dacă n-am început să mă plictisesc și n-am văzut că fac aceleași lucruri constant și numai au doar o altă nuanță, mulțumesc frumos, dar dacă vrei să faci niște bani, poți să-i faci la fel, într-un alt timp și într-un alt record și într-o altă atmosferă. Care-i problema? Ai zis ceva de, de nuanțe. E, în tablourile tale pe care am să-l rog pe colegul meu Mihai Sandu să le înfățișeze cât poate, văd foarte, foarte multe nuanțe, văd foarte multă viață. Doar, știi, privind acest tablou de lângă tine, așa mă umplu de energie pozitivă. Și simt din energia asta a ta debordantă că intră în fiecare tablou. Da, așa sunt eu. Chiar dacă am cele 20 de kilograme în plus, n-am nicio problemă cu felul meu de a fi. Sunt o tipă foarte optimistă și colerică, pentru că am trecut prin foarte multe lucruri în viața mea și pentru că mi-am dat seama că dacă nu ai singur puterea să te aduni, să te regăsești, să ai optimism, să poți să lupți, niciodată cei din jurul tău nu o să încerce să-ți arunce măcar mingea la filă. Sunt foarte puțini. Și când ai câte o chestie și care ți se întâmplă chiar dacă vrei sau chiar dacă nu vrei, atunci îți dai seama de valoarea unui om. Și uneori să știi că ai surprize foarte neplăcute. Bine, nu e cazul meu. La mine au fost alte lucruri. Am dat seama, întotdeauna mă leg de lucrul ăsta, dar este cel mai concludent. N-am avut probleme cu fratele nostru și la 18 ani când îl vezi foarte tânăr și având o problemă foarte mare din care zici, pun medici, te duci acasă și te pregătești de nu știu ce, e foarte dureros.
Și atunci a trebuit să fiu puternică de 10.000 de ori mai mult decât toți ceilalți din jurul meu și să-l reușesc să-l mint și să-i spun că nu stau lucrurile chiar așa și să le spun că toate lucrurile vor fi bine și frumoase și vor fi așa cum dorim noi, numai să avem puterea să luptăm, pentru că dacă vrem ceva, se poate. Și am reușit, să știi. Bine, nu singură, cu ajutorul părinților, bunicilor, cu tot ce s-a vândut și restul, pentru că a fost foarte costisitor, dar am reușit. Și mă bucur din tot sufletul. Asta mi se pare cea mai mare realizare. Mm-hmm. Stă, știi, mie la emisiunea mea îmi place să prezint oameni care, din punctul meu de vedere, sunt exemple pentru cei din jur, exemple prin ceea ce fac, prin faptul că își fac viața frumoasă, prin faptul că sunt luptători și că reușesc să fie autentici în lumea asta în care trăim și care ne impune foarte multe limite. E adevărat, dar eu aici, așa te văd pe tine, că ești nonconformistă, ești așa cum ești, fără să-ți pese nici de gura lumii, nici de dacă ți se spune nu se poate. Familie, ce vrei mai mult de atât? Deci îți dai seama. Auto-intitulată sau ți-au pus eticheta asta? Mă, eu cred că e și una și alta, pentru că niciodată n-am făcut ce au vrut ei. Și când eram mai tânără și mai nebună, așa, pentru că n-am vrut să mă trimită la Academie, la Roma, mi-am vândut prima casă și am plecat de nebună prin Europa. Deci îți dai seama. De săraca mama era să facă infarct, dar asta e partea a doua. Bine, de atunci s-au mai schimbat lucrurile, dar cum să spun eu? Eu cred că dacă îți dorești ceva, trebuie să lupți pentru lucrul ăla. Nu o să-ți iasă din prima sau nu o să-ți iasă întotdeauna perfect cum îți dorești. Pentru că de ce să recunoști? De multe ori să-ți iasă mai bine. Și așa. Dar trebuie să ai doza aia de nebunie, de curaj, fără să te amețești cu alte chestii care sunt uzuale. Inconștiență, știi? Mă gândesc așa la inconștiență, nebunie, curaj, câteodată sunt similare. Da, e o chestie așa. La început să știi că a fost un pic kamikaze, pentru faptul că n-a fost simplu. Și în momentul în care m-am dat demisia, aveam 5 bănci în spate, deci n-a fost simplu deloc. Dar am zis, doamne, știi care chestia? Am făcut și evenimente și toate au ieșit perfect și mi-a plăcut, la nebunie. A fost ca și muncă și ca și volum de muncă a fost imens, dar a fost foarte constructiv. Mi-a plăcut la nebunie fiecare lucru pe care l-am făcut, fiecare caz pe care l-am rezolvat, fiecare donație pe care am reușit să o rezolv, fiecare caz pe care, la sfârșit, chiar dacă nu am venit la sfârșit să-mi spună poftim o floare și să-mi mulțumesc, faptul că am reușit să fac chestia respectivă, m-a făcut să mă simt bine. Pentru că am zis, domnule, dacă am putut în lucrul ăsta, înseamnă că am putut. Și sunt alții care au milioane de lei și poate nu pot să-l facă. Pentru că nu au nici curajul, nici, nu știu, nici nebunia mea, nici felul meu de a fi, de a prezenta un lucru. Și chestia asta s-a întâmplat și în evenimente. Deci au fost persoane, îți dau un exemplu foarte mare. La, nu știu în ce an era, că nu am memoria datelor, mi-am făcut cupa pentru echitație la Piatra Neamț. Păi frate, am vorbit cu un partener ca și sponsor de eveniment, care nu mă văzuse în viața lui săracul, nici nu știa cine sunt, nici nu știa nimic despre mine. Mi-a venit cu o sponsorizare de 500 de milioane, dar din ceea ce i-am prezentat la telefon și abia ulterior ne-am văzut și i-am semnat. Ești foarte convingătoare. Deci, nu, pur și simplu, sunt foarte ușor de verificat, știi? Mă scrie Mihai la Surgiu, intri pe Google, mă găsești din prima cu bune, cu rele, cu tot ce vrei. Dar pentru că întotdeauna tot ce am făcut a fost vizibil și a fost palpabil și a fost perfect din toate punctele de vedere, probabil asta dă greutate la tot ceea ce lucrez și la tot ceea ce fac și îmi zic că e un lucru bun. Știi, eu stând de vorbă cu tine și plăcându-mi să te descoper, îmi dau seama că sub aspectul de femeie foarte puternică, care poate face orice, ești un suflet foarte, foarte sensibil, pe care este foarte ușor să-l miști. E adevărat, dar cu toate astea să știi că eclipsezi foarte multă lume. Da. Asta e, inclusiv știi? Bărbați, din păcate. Dar n-am ce să le fac. Sensibilitatea și puterea amândouă într-o femeie sunt de speriat, zic eu. Să știi că da, am curajul să fac foarte multe lucruri pe care alții nici măcar nu le pot visa. Dar pune urmă și limitez, pentru că, cum să spun eu, la un moment dat mai obosești, nu că vrei tu. De exemplu, dau un exemplu. În decembrie, la un moment dat, mi-a picat mâna. Am stat 3 săptămâni de sine animal. N-am putut să țin mâna nici măcar un pix, nici măcar o pensulă, nici mic. Asta e. Se mai întâmplă și lucruri din astea. Tocmai de aceea, acum un an de zile, am luat hotărârea că trebuie să fac și Academie.
să fac universitate de artă la Iași, ca să pot să am și alte oportunități de deschidere, să pot lucra mai ușor cu galeriile, să pot intra pe licitații, să pot să fac și altceva. Deci hai să recapitulăm un pic, cu toate că tu ai zis că nu vrei neapărat să vorbim despre acest lucru, dar și eu am încăpățânarea mea. Nu e nicio problemă. Deci facultatea de drept, acum universitatea de artă, arte plastice de la Iași, și faci un master. Deci master în pictură și Academia Studiilor Facultății la istorie arte. Deci nu faci lucrurile dintr-o joacă. Le faci... A fost o provocare, spun sincer. M-am dus pentru că vroiam să fie, am zis eu, mult mai ușor parcursul, cu toate că sunt foarte multe speculații pe tema asta. Am zis că dacă ajung pe licitații mai ușor, e mai simplu, nu mai trebuie să fac prezentări personale și atunci voi avea mult mai mult timp să stau în atelier să lucrez. Și am apucat de învățat, m-am dus, bineînțeles, m-am prezentat la master, am dat examen, când am intrat în sală, îmi ziceau profesorii, dar dumneavoastră cine sunteți, că noi nu v-am văzut la cursuri. Și zic, doamne, eu sunt Mihaela Slugiu, sunt licențiat în drept, dacă vă face plăcere să vorbesc cu mine, ok, dacă nu tot asta fac, deci chiar nicio problemă. Și când am văzut tema de proiect, am rămas un pic cam surprinși, pentru că nu s-a așteptat la așa ceva. Am ales o temă foarte deșteaptă, în sensul că nimeni n-a dezvoltat-o până acum și sper să fiu eu pionier. În sensul că mi-am ales managementul artei, cotații și licitații. Este un subiect foarte sensibil, pentru că, da, vedem o lucrare, zicem că e ok, e frumos, sau mai știu ce, dar în același timp, dacă tu nu reușești să fii promovat sau nu reușești să fii cunoscut, degeaba ești foarte bun, dar poți să nu reușești să mori într-o necunoștință de cauză sau într-o mizerie crasă, așa cum am văzut foarte multe lucruri și mă dor chestiile astea, pentru că am colegi la universitate care sunt super talentați, dar dacă îi întâlnești pe stradă, îmi dai doi bani pe ei. Și mă deranjează chestia asta. Cum e, ce poți să-mi spui despre condiția artistului în România? Sunt mai multe lucruri de spus aici. Sunt artiști foarte, foarte buni. Flavia este una dintre admiratoarele mele și de aceea trebuie să fie aproape. Sunt artiști foarte buni și care câștigă foarte bine. Sunt artiști foarte buni pentru că sunt promovați și au echipă de PR în spate și este super ok. Deci sunt artiști talentați, sunt produse de marketing. Da, foarte multe. Așa. Sunt artiști foarte valoroși, dar care nu-i cunoaște absolut nimeni pentru că nu au curajul și îndrăzneala să se afirme. Și sunt artiști care își doresc să fie artiști, dar care reușesc sau nu reușesc într-o mai mare sau mai mică măsură. În ce sens? În sensul că au academii terminate, dar care n-au vândut o lucrare în 3 ani sau în 2 ani sau într-un an, ceea ce spune un mare semn de întrebare, adică și atunci pentru ce ai făcut lucrul respectiv? Te duci așa ca să-ți umpli timpul? Să ce? Să te plimbi? Să zici că ai făcut o academie? Adică nu știu ce să spun, adică... În fine, fiecare are dreptul să vadă viața cum dorește. Dar uneori e puțin deranjant, pentru că deranjant e, nu știu dacă pot să spun așa, în sensul că sunt foarte mulți artiști care se cred foarte mari artiști, care stau în cafenele și beau cafea și... Ne-nțelegi. Ne-nțelegi, dragă mea, da. Și care spun, sunt un mare artist, dar eu mor de foame. Dragul meu, nu se poate așa. Deci spun că mari artiști au fost promovați și descoperiți după aceea ce au închis ochii, știi? Draga mea, nu mă încântă cu nimic. Deci lucrul ăsta eu încerc să vorbesc cu toată lumea și să-i spui, domnule, degeaba îmi spui mie că după moartea mea am pățit și chestiunea asta, stai niște. Care mi-au spus că, știți, dacă tocmai am făcut o achiziție a unui mare pictor contemporan, care abia decedase de ceva timp, m-am uitat și așa și ce, dacă erați în aceeași postură, cred că erau foarte valoroase lucrurile dumneavoastră. A, dacă nu mai erai. Și zic, mulțumesc frumos, mai e timp pentru asta, încă nu mi-am dorit. Ai ambiția de a te... Zic, eu vreau să am o cotație acum în viață. Să după te bucuri de ceea ce faci când trăiești. Chiar mă pasionează, adică cu ce mă încântă pe mine că după moartea mea mi se vinde o lucrare cu 1 milion de euro. Sincer. Pentru ce? Mă uit acolo de sus și zic, vai, ce tare am fost, extraordinar. Și dacă cei din jurul meu și cât sunt în viață nu se bucură de ceea ce fac eu sau eu nu mă bucur de ceea ce fac eu, nu e egal cu zero. Deci, cum ne bucurăm de viață? În multe feluri. Prin culoare, prin pasiuni, prin provocări, prin foarte multe călătorii,
Prin decorații. Prin decorații, Delia, Delia alături de noi și eu mă bucur că stau aici. Prin prieteni care reușesc să te înțeleagă și cu care poți să vorbești la o cafea și cu care poți să vorbești despre absolut orice. Cu prieteni cu care poți să te duci la un concert, cu care poți să mergi într-o vacanță, cu care poți să evadezi, îl dai în telefon și spui știi, uite, am găsit bilete la Treviata, mergem și noi? Sigur că da. Am! Și am plecat, nu contează că mingi afară, că e viscol, că nu știu ce, că Flavia e la școală sau mai știu ce, știi? Și eu zic că e un lucru mare, e un mare lucru, pentru că poți să fii foarte bogat și să fii un om foarte singur și foarte frustrat și foarte anost și foarte... Deci bucurirea limitat. Și bogăția adevărată e cea din suflet, e cea pe care o găsim oamenii de lângă noi. Și să împărtășești cu ceilalți de lângă tine, pentru că degeaba ești, ai ceva de oferit dacă tu nu poți să faci lucrul ăsta. Adică îmi spui pe față, vai, ce tare ești, nu știu ce, și până la spatele meu deja, până ai plecat de lângă mine, ești cu totul și cu totul altă persoană. Hai să-mi povestești puțin de cum ți-ai descoperit, bănesc de copil, pasiunea și apoi pasiunea cu talent ai conturat-o în ceva concret, în tablouri. Cum ai descoperit culoarea? Culoarea am descoperit-o prin joacă. Eram la școală în primară și întotdeauna am spus lucrul ăsta și în alte dăți. Mama era cea mai supărată și era cea mai stresată că la desenear nu ți-ai făcut planșa și mâine te duci la școală și la prima oră ce fac cu tine și nu știu. Și după ce mă uitam și la desene și după ce îmi făceam toate temele, ziceam, stai liniștită, că o rezolvăm și pe asta în 5 minute, e gata. Și bineînțeles că era gata. Și ea s-a uitat așa, dar nici acum nu are încredere, stai liniștită, deci nu înțelege ce fac, nu nicio problemă. De-aia ți-am zis că sunt o aia la familie și nu... Adică ea vede lucrurile cu totul și cu totul altfel, dintr-o altă prismă. Iar mai târziu, n-aveam cu cine comunica. Învățam foarte mult și citeam foarte mult și mai erau și situații mai stresante pe care trebuia să le rezolv cu succes, iar mama îi plăcea să mai aibă tot timpul lângă ea. Și atunci, n-avem cu cine conversa, cu cine purta discuții pe care le-a fiecare adolescent, desenam. Și într-o zi, când a venit o prietenă de-a noastră la noi, era pictor, și-a dat peste ele și s-a uitat. Zice, mă, dar ești talentată, îi zic. Nu știu, eu fac chestia asta din plăcere, pentru că mă satisface vizual și îmi place ceea ce fac. Și când nu vrei să vii și la mine să dai o probă în atelier, zic, vin. Și vin să vezi dacă îți place culoarea, dacă nu știu ce. Și m-am dus și mi-a plăcut. Și de atunci a rămas pasiune. Apoi, în facultate, când eram la Iași, chiar gândeam la domnul Gurmăzescu în galerie lucră și întotdeauna mi le puneam în fundul galeriei, în spate, cât mai în spate. Și îl sunam și spuneam, domnul Gurmăzescu, mi s-a vândut lucrarea. Da, vin odată și ți-a banii, că am lucrări care fac 10 de milioane și profesorii cum pleacă la conferințe, tot pe ale tale le cumpără. Și zic, asta este, care e problema? Pentru mine nu e nicio problemă. Da, în fine, astăzi. Crezi că lucrările tale se vând pentru că sunt, au o tehnică aparte sau pentru că au o părticică din sufletul tău în ele? Ca tehnică, eu lucrez în cuțit în ulei și în acoarelă. Mai fac și grafică, dar mai rar. Mai fac și câte o reinterpretare, pentru că sunt foarte dragi ca clasice. Ca cea din spate? Da. Ca cea din spate, cu îngerașii? Da, de Raffaello. Pentru că sunt lucrări pe care mie îmi plac foarte mult și care și autori pe care eu îi respect, pentru că sunt fondatorii a eticii și a profesionalismului și a istoriei artei și a tot ce înseamnă pictură. Și eu consider că marii artiști, cum e Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, nu o să se mai nască niciodată. Poate să spună lumea ce vrea. Clipiri de geniu, de genul ăla, nu o să mai avem niciodată, nu cred. Nu, nu avem cum. Noi încercăm de fiecare dată să venim cu ceva nou și să venim cu ceva, dar niciodată nu o să mai reușim să facem același lucru, pentru că nu avem cum. Nu trăim într-o lume prea zbuciumată și prea zăpăcită și prea stresată și stresantă din foarte multe puncte de vedere și atunci vii cu lucruri noi și frumoase, pentru că vii, dar niciodată nu vor fi aceeași. Și atunci ne facem lumea noastră în lumea lor. Sau putem face un echilibru, pentru că dacă încerci să promovezi frumosul și încerci să dai câte o poată de culoare și încerci să faci lucrurile din tot sufletul, pentru că am observat și lucrul ăsta,
dacă tu nu pui suflet într-un lucru pe care îl faci, lucrul respectiv nu are nicio valoare. Nici măcar nu se întâmplă, nici măcar nu poți să-l faci, indiferent cât ar face. Eu am observat un lucru. De exemplu, mie îmi place foarte mult să lucrez când sunt singură și am... ascultă muzică, nu neapărat una specială, dar sunt atâția autori și sunt atâția compozitori pe care noi habar n-avem că există. Și dacă le ascult... Cum habar n-avem că există și artiști, exact, plastici, da? Și care, în momentul în care îi asculți, îți dau anumită stare și reușești cât de cât să te transpui sau să te regăsești și atunci, cum să zic eu, descoperi ce mai bun în tine sau măcar o părticică, un fragment din ceea ce poți tu să redai. Și câteodată ești chiar curios, că aveam o discuție cu o prietenă mea și spuneam, mi-am luat o pensulă de acoarelă, nu sunt eu extraordinar de bună pe acoarelă, pentru că sunt alții înaintea mea, dar am momente când am impresia că merge singură. Ce și a început să râdă. Ce, cum așa? Zic, așa, nu știu, aia... Zici că are pur și simplu un dram de magie, un dram de, de o chestie așa. Ce frumoasă idee! Uite, cu ideea asta ne oprim pe, pentru o scurtă pauză de publicitate, de o scurtă pauză de, de cafea și magie și revenim în acest decor extraordinar cu povestea ta.